Dragi elevi, vă propun o călătorie în jurul Americii să descoperim astfel principalele articulații ale țărmului. Să începem cu America de Nord și Centrală de pe țărmul estic. Insule Haiti, Cuba și Bahamas, ce aparțin arhipelagului insular al Antilelor Mari, Câmptoarea Florida și Peninsula Florida, golfurile Chesapeake, Maine și Fundy, peninsula Nova Scotia, golful și estuarul fluviului Sfântul Laurențiu, insula Terra Nova, capul St. Charles, extremitatea estică a continentului, peninsula Labrador, golful Hudson, insula Groenlanda, cea mai mare insulă a planetei, Sfântoarea Davis, capul Murchison, extremitatea nordică a continentului, golful Mackenzie, cântoarea Belling, ce desparte America de Nord de Asia, capul Prince of Wales, extremitatea vestică a continentului, peninsula Alaska, arhipelagul insular Alexander, insula Vancouver, peninsula și golful California, delta fluviului Mississippi, golful Mexic, Istmul Tehuantepec, extremitatea sudică a continentului nord-american, peninsula Yucatan și Istmul Panama, legătura naturală între America de Nord și America de Sud. În zilele noastre, istmul este tăiat de un canal maritim ce face legătura între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Să ne continuăm călătoria noastră în lungul țărmului Americii de Sud, începând de pe țărmul vestic sau pacific. Golful Panama, insule Galapagos, golful Guayaquil, capul Parinias, extremitatea vestică a continentului, golful Arica, insula Chiloé, capul Froward, extremitatea sudică a continentului, strâmtoarea Magellan este ruta maritimă prin care celebrul navigator trece pentru prima dată din Oceanul Atlantic în Oceanul Pacific, în călătoria sa în jurul lumii, insulele Falkland, golful San Jorge, estualul Rio de la Plata, capul Branco, extremitatea estică a continentului, estualul fluviului Amazon, delta fluviului Orinoco, golful Venezuela și, în final, capul Galinas, extremitatea nordică. În analiza comparativă, veți avea în vedere frecvența mai mare sau mai mică a unor articulații ale țărmurilor ce dau un aspect mai sinuos sau mai crestat al acestora.